Te salut, Daniel, și bine te-am găsit! Salut, salut! Dragilor, pentru cei care vedeți acest material, cu Daniel Terzea deja am lucrat în Start & Back în ediția 5-a și ne vedem să ne spună cum a fost pentru el Start & Back și cine a luat cu Start & Back la BAC, la română. Cum a fost pentru tine, Daniel? A fost o experiență foarte mișto. M-am simțit foarte sprijinit și ajutat în toate punctele de vedere. Fără tine, clar, nu puteam să mă ambiționez și să trag de mine atât de mult încât să iau o notă atât de bună. Și chiar mi-a plăcut, o să recomand. Foarte tare. Hai să luăm cu începutul, Daniel. În primul rând, cum ai aflat tu de mine? De unde ai aflat de mine? Am aflat pe TikTok. Ok, pe TikTok. Bun. În momentul în care chiar nu știam ce să fac ca să pot să învăț ceva. Și am venit la momentul potrivit, pot să zic. Super tare. Mai ții minte așa în ce perioadă ai aflat de mine? La începutul mai. La începutul mai, deci anul ăsta, practic. Da, da, da. Foarte tare. Ce ți-ai spus? Cum învățai tu pentru română, pentru bacul de la română, când m-ai cunoscut pe mine? Păi, nu prea am învățat până să te cunosc pe tine. Și după aia am urmat fiecare webinar și fiecare videoclip explicat pe platformă și am înțeles mult mai bine fiecare operă. Super, Daniel. Super tare. Pe la ce notă erai așa înainte să lucrăm? Mai știi estimativ? La simulare am luat 5.50 și mă așteptam la BAC la 1.6. Și la BAC cât ai dat? Mai zi o dată. 8.95. Hai de cap, deci creștere de... Ce mai ai? Aproape ți-ai dublat nota de la simulare. Exact, da. Mamă, incredibil, incredibil, Daniel. Super tare. Ce o spus ai tăi când ai vrut să te înscrii în curs? Tu mai ai făcut semnitații înainte sau cum era concret? Nu, n-am făcut tot anul și au fost de acord pentru că se gândeau că o să pot să iau o notă destul de bună astfel. Foarte tare, super. Foarte tare. Deci te-au susținut. Da. Super. Asta era următoarea mea întrebare. Cum ți-ai convins părinții să te înscrii în curs? Foarte ușor a fost. Doar le-am spus. Super. Și te-au susținut. Da. Excelent. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult din Start & Back? Dacă ar fi, nu știu, top 2, top 3, cele mai importante lucruri care ți-au plăcut din cursul de pregătire, care simți că ar fi fost acelea? În primul rând, mi-a plăcut foarte mult organizarea echipei. Modul în care fiecare a explicat și și-a împărțit task-urile, să zic, și cumva modul în care petreceam timpul la webinare și ne simțeam foarte bine și eram ca o echipă toți. Super tare. Ți-a plăcut? Da. Excelent. Dacă ar fi să dai timp înapoi, te mai scrie în Start & Back? M-aș înscrie și chiar mai devreme, dacă aș putea. Foarte tare. De când te-ai înscrie sau cum exact? M-aș înscrie, sincer, din ianuarie, pentru că aș avea destul timp să mă pun la punct, dar eu zic că a fost destul de bine și așa. Excelent, bravo. Chiar foarte, foarte bine. Super, Daniel. Cum a fost pentru tine, într-un cuvânt, Start & Back, toată experiența? Fantastic. Fantastic? Da. Bombă. Daniel, sunt curios de o ultimă chestie. Cu siguranță poate materialul ăsta o să ajungă la elevi de clasa 12 sau poate la părinții lor, care da, poate ar vrea să-și înscrie și ei copiii în cursul de BAC, dar poate sunt un pic reticenți. Ce le-ai spune tu lor, că tu deja ai trecut prin proces? Le-aș spune să se gândească foarte bine ce vor de la ei, pentru că dacă nu au ambiție, nu o să reușească. Și chiar dacă ei sunt cumva convinși că pot să învețe singuri sau n-au nevoie de ajutor, aș spune că e mai bine să încerce măcar să vadă dacă se potrivesc cu platforma și cu modul tău de predare și așa se vor convinge singuri că e cea mai bună alegere. Excelent. Super. Mă bucur din suflet să aud asta, Daniel. Te felicit și eu din suflet că am lucrat împreună. Mulțumesc. Și, dragilor, dacă vedeți materialul ăsta și sunteți în clasa 12 și vreți să lucrăm împreună pentru BAC-ul de română, dați un click pe linkul de mai jos și vă aștept cu mare drag în Start & Back. Daniel, te salut și să-i spartem la BAC. Salut, salut!